Ziua bună, oameni buni, ne reîntâlnim la Artiști de 10, iar astăzi nu avem doar un invitat, ci doi. Aflați imediat despre cine e vorba. Bine ai venit, Ana Crăciun Lambru. Bine te-am găsit, Madalina. Pe cine ai adus cu tine? Păi, ea este Izzy. Bună! Bună, Izzy! Izzy are o emisiune pe canalul de YouTube Lumea lui Izzy și acolo îi primește pe copii în căsuța ei și apoi pleacă în lumea imaginației, unde au tot felul de aventuri. Da, da, așa e. Mă bucur foarte tare, Izzy, că ne-am cunoscut și direct așa, că te văzusem doar la televizor sau pe internet. Da. Vrei să vii și tu în lumea imaginației? De fiecare dată. Ce bine. Ha? Uite, vreau să îți povestesc cum am fost în Africa. În Africa? Da, acolo am cunoscut un pui de zebră. Îl chema Zuri. Asta a fost în episodul 3. Da, da? Super! Abia aștept să ne revedem la tine acasă, Izzy. Mulțumesc! Da, ne-am luat la revedere de la Izzy și continuăm discuția cu Ana Crăciun Lambru, persoana care a montat spectacole la Opera Comică pentru Copii și care a montat, bineînțeles, și în alte părți. Da. Cine ești tu, Ana, și ce faci în mod curent? Acum, în perioada asta sau așa, în general? Păi, sunt artist păpușar și regizor, așa cum ai zis, și am spectacole în București și în țară. Lucrez în domeniul ăsta de vreo, cred că se fac 10 ani. Da, că am terminat facultatea în 2007, facultatea de teatru, da? Un ATC-ul și de atunci m-am învârtit în lumea teatrului de păpuși și predominant în lumea teatrului de păpuși, am făcut și puțin film, dar asta este meseria mea și nu mă imaginez făcând altceva. Sunt îndrăgostită iremediabil de păpuși. Da. Absolut. Ai început colaborarea cu Opera Comică pentru Copii cu Onyx și Barton. Da, da. În 2016 m-am întors, am fost la un masterat în America pe păpuși și când am venit am avut o mare șansă din partea Operei Comice și sunt recunoscătoare acestei instituții. Am aplicat la programul Underground. Erau proiecte pentru tineri creatori și am câștigat cu proiectul Onyx și Barton un spectacol care spune povestea unui cățel vagabond și a unei pisicuțe a unei familii de refugiați, așa. Și, e un spectacol propriu, nu? Și pe un scenariu tot da, al vostru. Da, da, da. Am scris scenariul împreună cu Ioana Petre, o regizoare foarte faină. Ea între timp a trebuit să plece la opera din Weimar și am rămas singură să continui scrierea scenariului, repetițiile, construcția păpușilor și apoi am făcut și regia. Și a fost foarte, foarte fain. A fost un super, super spectacol. Da, succesul a fost garantat. Da. Am și mers cu el în alte orașe. Da. Spectacolul va fi disponibil pe aplicația operacomica.ro. Super. Abia așteptăm. Da, și eu, că nu l-am mai văzut de ceva timp. Așa este. S-a jucat ultima oară. Da, s-au jucat destul de multe spectacole și ar mai fi fost programate dacă nu venea criza care ne-a închis în momentul de față, dar să sperăm la tot ce e mai bun și atunci cu siguranță vom relua spectacolul. În schimb, al doilea spectacol al tău a dat lovitura, cel puțin din punct de vedere al publicului, da, vorbim de Eros și Valea Generozității. Da, păi am avut tot așa o șansă. Opera Comică din nou m-a chemat să continui seria Eros pe care am început-o. Primul a fost Eros și Valea Răbdării și cumva a fost bine că se crease un val, da? Oamenii știau că Eros o să se joace, o să se monteze la Opera Comică și au întâmpinat cu și mai multă bucurie Eros și Valea Generozității, a doua carte a lui Alec Blenche. Ce a fost fain e că Alec a scris cartea foarte frumos, a presărat acolo foarte multe mesaje și, nu știu, lucruri importante, valori esențiale pentru părinți și pentru copii. Și atunci, cumva, bine, a fost și o poveste care mie mi-a vorbit foarte mult, pentru că
Vorbea despre mediu și îmi doream de mult să fac o poveste care să vorbească despre lucrurile astea, care să ridice niște semne de întrebare atât pentru copii, că cred că și ei trebuie să știe lucrurile astea de acum, cât și pentru părinți. Și pentru că toate lucrurile astea se regăseau în carte, a fost foarte fain pentru mine să adaptez scenariul, să scriu cântecele, adică am avut material, am avut de unde. Și din mine am scos ce aveam eu de zis, dar și Alec pusese acolo multe chestii. Da? Da, într-adevăr, îl salutăm pe prietenul nostru, da. Alec, că deja am produs două spectacole după cărțile lui și abia aștept să vină al treilea. Da. Poate în toamnă, poate la anul vom vedea, pentru că ne readaptăm în funcție de situația, da, din jur, dar abia așteptăm Erus și Valea Iubirii. Da, da, ți se pare important să vorbim încă de la vârste fragede copiilor despre problemele reale, cum ar fi chiar și aceasta despre mediu? Cred că da. Normal că lucrurile poate nu trebuie spuse atât de dur, pentru că noi, adulții, avem capacitatea de a discerne, de a cerne informația pe care o primim. Însă, cred că e important să știe ușor, cu cât înaintează în vârstă, cam cu ce se confruntă și cum e viața din jurul lor, pentru că atunci, nu știu, nu vor mai fi atât de surprinși mai târziu și cred că îi ajută să și fie ei cei care fac pământul mai bun, care au grijă de planetă. Adică dacă de mici învață lucrurile astea, pentru că de ce le-i spune? Le-i spune tocmai ca să învețe cum să se comporte, cum să se poarte cu animalele, cum să își ducă viața în așa fel încât să fie, nu știu, cu grijă pentru planetă, mirosirea apei, plasticul, curentul electric. Sunt atâtea lucruri mici pe care chiar și ei la o vârstă fragedă le pot face împreună cu familia și atunci învață de mici cum să... Da, receptarea a fost foarte, foarte bună, nu doar în sală, s-au jucat atâtea zeci de spectacole, da, și mai erau programate, slavă Domnului. Și pe aplicație. Și pe aplicație, da, are foarte, foarte multe, super, vizionări și în continuare este unul dintre produsele cu care Opera Comică se mândrește foarte, foarte mult. Hai să trecem puțin mai departe. Spune-mi cum... De unde ai început în cariera asta profesionistă, să-i spunem? Păi am o poză, cred că am 5 ani și acasă aveam 4 din acelea suprapuse și am pus... fetițele primeau bebeluși din aceea măricei, așa. Eu am primit un clown de la un prieten de-al tatălui meu și nu știu cum, ba da, tata ne mai ducea la Șchiuță, la Pitești, uh-huh, sunt din Câmpul Mușcel, uh-huh, și ne ducea la Șchiuță, la Pitești și probabil că m-a atras zona asta de teatru de păpuși și i-am pus fire clownului și am început să le fac alor mei spectacol de sus, din patul de sus. Asta la 5 ani? Da, cam atât aveam. Super. Adică eu am o poză alb negru cu chestia asta. Și apoi cumva am continuat, când aveam petreceri de ziua mea, tot timpul pregăteam către un mic spectacol pentru invitații, împreună cu sora mea. Și am ținut-o tot așa până la liceu, când am făcut o trupă de teatru, am participat la niște concursuri locale și apoi am hotărât să dau la universitate. Vroiam, cocheteam cu ideea de regie de atunci, dar mi-am dat seama că nu sunt destul de pregătită. Și am zis, ok, să încerc actorie. N-am intrat la actorie, dar am intrat la păpuși. Și atât, da, mi-a trebuit, că acolo mi-era și locul. Și a fost, nu știu, mi s-a potrivit mănușa. Meștream de când eram mică, făceam tot felul de chestii. Și am trecut prin facultate, am ieșit bine, da, am lucrat și la film, la Castel Film Studios, am fost asistent de efecte speciale pe acolo, am făcut și niște filme cu păpuși, cu monstruleți, a fost foarte, foarte fain și apoi am continuat ușor, ușor activitatea prin București, în alte orașe, dar cred că cumva e important să spun și că mi-a fost greu. În perioada dinainte de la terminarea facultății, 2007 până în 2000,
13, cam așa, a fost greu să răzbesc. Eram și artist independent, nu m-am angajat la un teatru. Am preferat să fac, nu știu, ce-mi trăznea mie prin cap. Și au fost multe provocări, dar am și învățat mult din ele. Să înțeleg că după 2013 te-ai angajat? Nu, în 2013 a fost și asta, e o poveste foarte faină de așa cu care inspiră pe mulți. Am văzut întâmplător la facultate un anunț pentru burse în America. Eram chiar într-o perioadă nasoală, mă dusesem acolo să-mi iau diploma ca să mă angajez la un call center, că nu mai aveam deloc bani. A fost și cu lucruri din astea. Și am văzut acest anunț și în 3 zile, mai erau 3 zile până la deadline-ul anunțului, am făcut aplicația și m-am înscris la această bursă Fulbright. Și am plecat în America cu această bursă. Acolo am stat 3 ani și am studiat la University of Connecticut, Public Arts Program, și am luat diploma Master of Fine Arts in Puppetry. Și m-am întors în țară în 2016 și de acolo a urmat Onyx și Barton, ce vorbeam mai devreme, un spectacol al meu pe care l-am portat peste tot prin țară, am fost cu el și în Liban. Spune-ne, ce spectacol? Da. Ora de păpuși, okay. E un spectacol mic, încape tot într-o valiză și am mers cu el... cum am zis, peste tot prin țară, am fost și la școli, și la grădinițe, și la teatre mai mici, și e foarte, foarte apreciat de copii. Unul dintre personaje, Mot, este în lumea lui Izzy, e unul dintre prietenii ei din căsuță. Așa. Am montat la Piatra Neamț spectacolul Jurassic, un spectacol cu... niște machete micuțe așa și păpuși tip marionete cehești din Cehia, dar și cu cameră live. Se mută decorul și fiecare scenă are decorul ei, se proiectează pe un ecran mare. E un spectacol foarte drăguț. Sper să-l dea și ei live online acum, că cred că au o înregistrare care să îmbine, pentru că oamenii puteau să vadă și ce fac actorii, dar și ce se întâmplă. Adică era un concept teatru-film, vedeau și partea de teatru, dar și partea de... ca și cum s-ar uita la un film. Așa. Am montat la teatru de act, o să mă mai întrerup dacă... Te rog, că te ascult cu atenție. Așa. Am montat la Teatru de Artă București... Iepurele Alb, împreună cu Lavinia Popcoman, partenera mea de joacă și de nebunii. Și e un spectacol la fel foarte fain și foarte iubit de copii. Am mers cu el acum, tocmai ne-am întors când am venit perioada asta, din Turcia. Am fost la festivalul de la Izmir și ne-am bucurat tare mult să vedem că e un spectacol internațional, un spectacol care poate să meargă. Primisem invitații să plecăm în India și mai aveam încă 2 festivaluri în Serbia, acum în mai, și în Israel în iulie. Trebuia să plecăm. Toate s-au anulat, bineînțeles. Dar... Viață palpitantă, înseamnă că practic se poate trăi din așa ceva, da, nu? Sau... Da, da, da. E adevărat, cu multă muncă și multe sacrificii. Nu pot să zic că nu au fost. Nu pot să zic că totul e roz. Asta aș fi, cum să zic, m-aș minți pe mine și aș minți și pe oamenii care, nu știu, care se uită din afară la parcursul meu. Prefer să vorbesc despre lucrurile frumoase, pentru că ele chiar sunt frumoase și mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în demersul meu în călătoria asta. Dar au fost și... suișuri și coborâșuri, da, ca peste tot, exact, în viață, da, și ca pentru oricare dintre noi. Spune-mi puțin despre diferențe. Cum a fost la opera comică? Practic, spectacolele nu sunt cu păpuși. Sau Onyx și Barton sunt și păpuși, da, dar da, sunt și actori. Și actori. A fost foarte
fain să lucrez mai ales în, o să zic, în, o să vorbesc puțin de rus. Echipa cu care am lucrat în Airus este extraordinară. Am avut o dublă distribuție și am rămas atât de atașați unii de ceilalți. Suntem, adică chiar astăzi o să facem o întâlnire pe Zoom. Super. Să ne vedem, da, toți actorii. Sunt actorii, actori și cântăreți, o parte dintre ei chiar și păpușari, profesioniști. Vreau să zic că am lucrat și cu actori, mai ales la Airus. Și ei au primit și au îmbrățișat și lumea asta a păpușilor cu foarte mult entuziasm. Adică de asta am și lucrat atât de bine, pentru că au observat cum povestea poate fi spusă și cu păpuși și cât de expresive pot ele să fie și cum pot să transmită mesajul câteodată chiar mai repede, mai ușor către oameni, mai, în Airus cel puțin, am zis că o să folosesc păpuși pentru că mi se pare că e o datorie față de animăluțele care vorbeau acolo în carte despre problemele lor. Adică tigru vorbea despre vânarea animalelor, bufnița despre tăierea pădurilor și m-am gândit că poate n-ar fi corect cumva să fie doar omul îmbrăcat într-un costum care vorbește. Și atunci am ales această cale de mijloc cu actorul, dar și cu un cap al păpușii care să spună povestea. Da, spune-mi, tu ai lucrat și pentru adulți, să spunem, da? Spectacole, da, nu da, doar da, pentru copii. Da. Cum e diferența asta? Cum ai perceput? Sau care ți-a fost mai aproape? Care... nu știu, în momentul ăsta ori am eu așa... nu, pentru mine nu cred că sunt neapărat diferențe, pentru că pun aceeași pasiune în a construi spectacolul. E vorba într-adevăr de mesaje până la urmă. Cred că aici fac un pic diferența. Dar pentru mine mijloacele sunt aceleași. Mai ales că folosesc aceleași mijloace, adică de exemplu, chiar și o păpușică mică în spectacolul Dincolo de Salcâmi de la Teatru Arte de l'Anima, am un teatru care se deschide așa ca o carte și o păpușică mică care se plimbă din hârtie, care se plimbă printr-o pădure de hârtie, o reprezintă pe femeia care a fost închisă în închisoare și cumva evada în mintea ei într-o pădure de mesteceni. Este la fel de poate chiar mai puternic pentru adulți, e chiar mai puternic o astfel de imagine, pentru că ei cumva s-au depărtat de zona, nu vreau să zic neapărat de zona teatrului de păpuși, cât de zona acestui obiect fără viață, dar care totuși e atât de puternic în imaginea în sine. Da, da, și imaginea se proiecta, am văzut spectacolul, chiar e foarte, da, foarte da. Impresionant așa și puternic, tocmai prin varietatea mijloacelor folosite, dar și el e bine, pornește de la o poveste într-adevăr emoționantă și n-are cum să nu te impresioneze. Apropo de făcut cu și pentru copii, ai un atelier micul artist, da? La opera comică pentru copii. Cum e să lucrezi cu copii? De cât timp lucrezi cu ei? Cred că sunt... eram în al treilea an acum, când ne-am oprit. Am copii care sunt cu mine de la primul atelier. E foarte fain. Avem atelierul câte un semestru și apoi se înscriu alții copii în semestrul următor și fac cu ei toate trăznăile posibile. Tipuri de păpuși, tipuri mici de teatru și la finalul semestrului avem un mic spectacol, de obicei în cadrul unei mai mari sărbători de la Opera Comică.
Și ce fain pentru ei e că îi las să-și găsească soluțiile. Le dau un model de păpușă, dar apoi cumva îi las să creeze, nu le cenzurez ideile. Chiar o fetiță care era foarte obișnuită cu mine să fiu foarte liberă, i-am zis odată uneia dintre copii, stai că uite, nu merge chiar așa, hai să încercăm altfel. Lasă-l să-și spună ideea! Zic, ok, azi pasinia, bine, bine. Da, super, era, da. Mi-a trăgea atenția că mi-am încălcat regula de libertate. Da. Da. Și cum e, cum ți se pare? Ai spus că sunt unii cu care lucrezi de mai mult timp. Sunt foarte talentat și mi-aș dori... mi se pare, câteodată mi se pare că e, că e mult, adică că na, sunt 2 ore și ei sunt, mă solicită normal, adică plec un pic așa de acolo, dar cu plăcere, adică sigur. Să nu înțelegeți greșit, e o absolută bucurie să fiu cu ei acolo. Mi-aș dori mai mult cu ei, pentru că sunt atât de talentați și văd atât de mult potențial și au crescut, unii dintre ei au idei de regie, au idei de set, au idei de... și parcă nu mi-ajunge o oră, pentru că sunt 2 grupe, o grupă mai mică și o grupă mai mare, parcă nu mi-ajunge acea grupă să iau, să, nu știu, aș sta cu ei câteva zile, aș sta într-un puppet camp, să facem un spectacol doar cu ei, adică să-l concepem împreună și să văd mai mult, să pot să scot mai mult de la ei, să... Da, o idee super, foarte bună. Da, dacă am fi făcut taberele în continuare, de anul trecut am început ideea cu taberele de vară în curtea Operei Comice, siguranță, uite, am fi putut face un puppet camp. Dar cine știe, poate se relaxează măsurile și, da, și ajungem și la asta. Eu așa sper, că mi-e dor să fiu. Chiar dacă am început proiectul acesta cu lumea lui Easy, și e ceva ce îmi doream de mult timp să fac, să fiu și în online. Mi-e dor și de sală, mi-e dor de interacțiunea cu copiii, mi-aduc aminte cu mare drag de lucrul cu actorii, da, producția în sine, dar și momentul de după, de exemplu la Iepurele Albi, ieșeam cu iepurele la copii și copiii veneau și îl îmbrățișau și nu știu, dădeau așa cu degetul în el să vadă dacă e viu și da. Mi-e dor de lucru. Da, sunt reacții care mai de care mai drăguțe și mai pasionante. Da. Le vedem și noi aproape zi de zi, le-am văzut în sală la o mulțime de copii care vin des la Opera Comică. Spune-mi, care e spectacolul tău preferat? Nu din cele pe care le-ai făcut, evident, cred că e greu să le alegi din copiii tăi, dar așa, în general, un spectacol preferat, un spectacol care te-a marcat sau care îți rămâne, ți-a plăcut. De la noi românesc sau... De oriunde. Internațional. Pur și simplu vrem să te cunoaștem mai bine. Da. Wow, e greu să aleg. Spune-ne mai multe dacă n-ai neapărat... Cred că... Na, e și un spectacol de referință pentru mine, Lion King. Okay. Pentru că este un spectacol care se joacă... Ai văzut musicalul, bănuiesc. Da, okay. Da, am avut șansa chiar vara trecută să merg la New York pe Broadway și să văd, un prieten mi-a oferit bilete și am fost acolo și a fost senzațional. E un spectacol tot așa cu păpuși care se joacă de 22 de ani pe Broadway. Are un succes fenomenal și cumva, dar m-am bucurat și că mi-a validat anumite idei pe care le aveam pentru Eros, că imediat după m-am întors și am făcut Eros. Dacă ar fi, da, un spectacol preferat, acesta ar fi, pentru că e foarte aproape de mine, e foarte aproape de sufletul meu. Da, e cred, un spectacol etalon. N-am văzut musicalul, dar evident am văzut clipuri, da, și am văzut filmul, e un produs de înaltă calitate, fără doar și poate. Spune, ai persoane care ți-au marcat existența, nu le-aș spune idol, poate niște mentori, poate niște exemple, poate... Da, da. În America am avut 3 profesori. De fapt, unul a fost profesor, ceilalți 2 erau profesori emeriți la universitate. Erau 2
foști profesori ai facultății care acum doar cumva mai participau la ore și aveau discuții cu studenții. Bart Rockerberton este directorul programului Papel Arts Program de la universitate de acolo și el a fost și mentor, dar și ca un tată pentru mine cât am stat acolo, că am stat 3 ani și nu m-am întors deloc în țară, adică am avut o familie și acolo. Da. Și Jerry Rojo și Robert McDonald, ei au fost cei doi profesori care mi-au văzut munca într-un spectacol. Am jucat în primul an de facultate de acolo în Păpușarul din Muci de Gilles Segal. Și ce a fost foarte fain să descoper că autorul era de origine română, născut la Fălticeni, a fost în într-un lagăr de concentrare și apoi a ieșit și a stat în Franța și a scris piesa aceasta. Și acești doi profesori mi-au văzut munca în acel spectacol și pe durata celor 3 ani au fost alături de mine, m-au instruit, m-au ghidat, m-au învățat, m-au susținut moral și ei nu mai sunt acum, amândoi s-au dus unul după altul, erau și foarte buni prieteni, anul trecut cred, sau acum 2, cred că acum 2 ani totuși au plecat, dar îi simt cumva aproape și le dedic în continuare și mai vorbesc cu ei, mai întreb sau le cer sprijin în momente grele. Da. Da, sigur, fiecare dintre noi avem oameni de genul acesta care clar ne-au marcat existența, ne-au schimbat-o poate cu certitudine. Spune-mi, ai o carte preferată? Sau mai multe? Sau un autor? Da, este o carte pe care o iubesc, e o carte din copilăria mea. Sunt foarte legată de copilărie, se pare. Așa, este vorba despre ultima poveste a lui Radu Tudoran. E o carte pe care am și recitit-o acum și este la fel de puternică și la fel de faină. Este povestea unor copii dintr-un sat românesc care cumva, nu știu, jumătate din carte, 3/4 din carte sunt aventurile lor într-o zonă din asta idilică cu un cantonier bătrân polonez care le construiește sanie și le construiește și o mașinuță, vă dați seama, copii la sat, desculți, așa. Și apoi vine războiul și cumva ei trebuie să facă saltul ăsta către o maturitate forțată. No. E foarte faină cartea, puternică, uite și acum mi se face pielea de găină și cumva, nu știu, a rămas așa cu mine, da. Iată, o recomandare foarte bună, mulțumim frumos. Ai cont de Facebook? Da, da. Și de YouTube? Da, Ana Crăciun Lambru pe Facebook. Și Free Puppet Theater este compania pe care am format-o împreună cu prietenul și partenerul meu Marius Dinu și este Free Puppet Theater se ocupă cumva de lumea lui Easy, este o producție Free Puppet Theater, așa. Și pe YouTube canalul Lumea lui Easy. Acolo se pare importante comunicările astea online sau important ți se pare în balansul vieții așa? De când cred că nu eram conștientă cumva, de când m-am întors în America am început să fiu mult mai prezentă. E o lume în care suntem acum. Asta e lumea în care trăim. O parte din viața noastră se desfășoară acolo. Recunosc că m-am simțit câteodată prea prinsă și l-am și pe Marius și mi-a zis mai lasă, hai vină o puțin înapoi. Așa. E important în momentul de față pentru că e un canal de comunicare și poți să ajungi către foarte mulți oameni, dar depinde foarte mult ce spui. Depinde foarte mult ce le oferi. Sunt oameni care oferă un anumit conținut și sunt alți oameni care oferă ceva mai bun, care fac lumea mai bună. Și cam așa ar trebui să folosim tehnologia în general. Ea s-a dus de multe ori în istoria noastră pe direcții greșite,
Și asta este unul dintre, adică, rețelele de social media și platformele astea în care poți arăta ce faci. La fel, depinde foarte mult cum le folosești. Da, până la urmă sunt totuși niște mijloace, nu un sens în sine. Da. Adică trebuie să le folosești spre un scop, cum bine ai spus. Asta încercăm și noi să facem. Evident, aplicația Operei Comice nu a funcționat la fel de mult ca atunci când aveam foarte mulți spectatori în sală, dar observăm că influența este destul de mare, iar impactul este realmente pozitiv. Sunt foarte mulți părinți care ne scriu că se uită abia acum la spectacol. Sunt mulți părinți din țară care spun că n-au venit la Opera Comice sau că au fost odată acum un an, doi, și că ce bine că acum pot vedea în fiecare săptămână spectacole noi. Credem că e important și zona aceasta de online, dar într-adevăr, cum bine spuneai, depinde ce alegi. Cred că felul în care sau direcția în care a mers Opera Comică și faptul că v-ați mobilizat să faceți toate lucrurile astea, cred că e un lucru extraordinar, pentru că într-adevăr sunt copii din țară care altfel poate n-ar fi avut niciodată acces să, nu știu, să vină la București, nici măcar într-o excursie să vadă un astfel de spectacol, și poate că nu au în apropierea lor, poate că sunt dintr-un sătuc și poate că da, părinții lor totuși își permit un pic să intre pe această aplicație, că nu e modică. E un leu pe zi, exact, ba chiar mai puțin dacă îți faci abonament pe o perioadă mai lungă. Exact. Și atunci, nu știu, stând într-un sătuc, poate părinții au o afacere acolo sau poate că pur și simplu au o gospodărie, da? Și își permit să facă această minimă investiție, atât pentru ei cât și pentru copii. Cum am zis, cred că e minunat ce faceți. Da, mulțumim frumos. Hai să încheiem într-o manieră pozitivă, așa să-i spunem, așteptându-te să montezi al treilea Eros și Valea Iubirii. Eu sper din tot sufletul ca tu să faci această continuare. Spune, cum vezi tu Opera Comică pentru copii? E ca o casă pentru mine. M-am atașat foarte mult de oamenii de aici, de actori, de echipa tehnică, de voi, de toți cei care se ocupă de producție. Cele două spectacole ne-au adus foarte aproape. Vreau să mai vorbesc o dată puțin despre șansa pe care mi-a oferit-o Opera Comică, că a fost cumva singura instituție care a zis, vino tu aici puțin, noi avem, uite, chiar avem încredere în tine, haide și scoate tu ce ai în minte, în suflet și dă-ne, că noi credem în treaba asta. Și asta s-a întâmplat și cu Onyx și Barton, da? Opera Comică a avut... mi-a dat credit să fac acel spectacol și apoi m-a chemat din nou pentru Eros. Au văzut că emoția pe care o pun într-un spectacol este apreciată și de copii și de părinți și iată, probabil da, să facem și al treilea Eros. Am și atelierele aici, vin în fiecare săptămână. Cum am zis, e ca o casă, e o mare familie. Știu cât de mult se muncește la Opera Comică, știu cât de dedicați sunt oamenii în tot ceea ce fac și îmi place că, cum să spun, aveți atât de multe idei și faceți atât de multe lucruri și oferiți atât de multe lucruri copiilor. Uite și în aplicația asta cu Emil care face grădinărit și tu care recomanzi filme și... nu știu, e, așa cum am zis, e o mare familie și e foarte important pentru copii să aibă experiența asta. Iar aplicația, cred că am zis și mai devreme, parcă că a oferit și altor copii din alte zone ale țării șansa să intre puțin în atmosfera asta, în familia asta. Da, încrederea este evident reciprocă. Îți mulțumim foarte mult. Continuăm să fim generoși și noi și tu și oameni pe care încercăm să-i adunăm alături de noi și să creăm o lume pe gustul copiilor și o lume care să le ofere alternative la ceea ce se întâmplă în momentul de față. Îți mulțumesc tare mult și pentru discuția de astăzi și o zi frumoasă să aveți, oameni buni. Asemenea.